Orașul vechi Nesebor este supranumit și Perla Mării Negre. Forma sa de peninsulă aduce foarte mult cu o bijuterie. Căsuțele medievale, străduțele înguste și cele mai bune rețete locale aduc aici anual zeci de mii de turiști. Vechiul Nesebor este un sit UNESCO din anul 1984. Haideți să-l vizităm împreună! Orașul Nesebor este fondat, să zicem așa, în 71 după înaintea lui Hristos, iar fondatorul orașului este Melsa, Trac, după care și orașul poartă numele lui de Melsambria, în zilele noastre Nesebor. A fost o pradă destul de bună pentru, să zicem așa, pentru toate popoarele, pentru că, fiind un oraș maritim, locuitorii încep să-și bată monezi de aur și încep să facă negustorie pe mare. Fiecare popor care vine în Nesebor să-l cucerească, își construiește câte o biserică. Sfânta Sofia, acesta este altarul, apsida altarului, iar vara este o priveliște nemaipomenită când se pun, de exemplu, avem o slujbă de căsătorie nemaipomenit. Pe o parte și pe alta se pun acele scaune frumos aranjate, iar în mijloc, în altar, preotul care încheie această slujbă. Da, pentru că au păstrat toate cele căsuțe vechi, străzile alea înguste, pietruite și farmecul ăla de odinioară, păstrat în această insuliță la Nesebor. Și plecând din hotel, din lux, nu știu, îți dă o senzație de liniște. E înconjurat și de mare, de restaurante acelea pescărești, de magazinașele tip vechi cu produse, suveniruri tradiționale vechi. Da, așa, o stare de spirit, de relaxare. Chiar merită să te plimbi pe acolo, cel puțin dacă ajungi în Sunny Beach și Nesebor, jumătate, chiar dacă ești la All Inclusive. Du-te, ia o cină seara acolo și să vezi că este minunat. Deci e incredibil. Simbolul Bulgariei este trandafirul roșu, trandafirul bulgăresc și de asemenea și cosmetica de trandafir. De ce? Pentru că în Bulgaria avem un oraș de unde se extrag aceste uleiuri de trandafir nemaipomenite. Orașul Kazanlug se numește, unde la 1 iunie este sărbătoarea trandafirului și se pot cumpăra, iar de atunci, de acolo, devine și această țară a trandafirului din orașul Kazanlug, unde este o vale întreagă de trandafir, valea trandafirului. Neseborul este un orășel plin de romantică, plin de străduțe înguste, de pietrișul acesta nemaipomenit. Restaurante de peste tot, pe partea stângă și dreaptă a acestui orășel. Putem găsi destul de multe taverne, restaurante, terase. La restaurant, pește de mare neapărat, bineînțeles. O doradă, un lefer, un stafrid, care chiar acum începe perioada pescuitului. Vin foarte mulți turiști din România, nu numai care sunt cazați în Sunny Beach, chiar și de la Albena, de la nisipuri, de peste tot vin turiști aici în această zonă.